Vești bune pentru antreprenori. Ministerul Muncii pregătește o lege prin care vrea să acorde lunar câte 2250 de lei, adică echivalentul a 500 de euro, fiecărui om de afaceri care angajează șomeri și asistați social. Prin această măsură se dorește încurajarea mediului de afaceri și nu a persoanelor care ar putea să muncească, dar nu își doresc acest lucru. Banii vor fi acordați în fiecare lună pe o perioadă de 5 ani. Haideți acum să o ascultăm pe Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, care explică pentru ce categorii de angajați vor fi acordați cei 2250 de lei. Sumele vor fi oferite pentru angajarea de tineri absolvenți de orice fel de formă de învățământ. Mă refer aici la școli profesionale, la învățământ gimnazial sau liceal, tineri greu angajabili, marginalizați, ucenici, indiferent de vârstă, stagiari, adică absolvenți de studii superioare, persoane cu handicap și persoane care se află în prag de pensionare. Bineînțeles că angajatorii vor putea oferi o sumă mult mai mare de bani decât cea care este la ora actuală acordată de stat pentru fiecare nou angajat, astfel încât salariile din România să se apropie de valoarea plătită în celelalte țări ale Uniunii Europene și să determine stoparea exodului forței de muncă. Față de anul trecut, statul dublează subvențiile pe care le oferă angajatorilor și ne așteptăm ca șomajul să scadă în continuare, deși la ora actuală suntem la minimum istoric de după Revoluție, și să determine ocuparea persoanelor inactive care sunt asistate social. Legea se află deocamdată doar în stadiu de proiect. După ce va fi adoptată, de plata celor 500 de euro pentru fiecare angajator, se vor ocupa agențiile locale pentru ocuparea forței de muncă. Acestea vor derula în perioada următoare și o campanie de informare în rândul mediului de afaceri.